Klaus Iohannis și-a lansat candidatura pentru Cotroceni sâmbătă în Piața Victoria, un loc strategic ales pentru a evidenția lupta cu principalul său adversar, Victor Ponta. În primul rând, viitorul și președintele României are un rol important. E cel care ne reprezintă și care, unde merge, duce pe umeri povara și afișează sigla României și drapelul României. Președintele României trebuie să fie o persoană responsabilă și capabilă. Și, nu în ultimul rând, conștientă de ce răspundere are. La eveniment, alături de primarul Sibiului, au fost în jur de 50.000 de susținători veniți din toată țara. Un om al faptelor, discursul Iohannis s-a bazat pe sloganul România lucrurilor bine făcut, deviză pe care o are în proiectul său prezidențial. De la lansare au lipsit muzicanții și baloanele preferate de alți politicieni. În schimb, au fost fluturate pancarte cu mesaje clare de susținere.